Așadar, dragilor, iată, i-au ajuns la stupin înaintea mea. Așa se întâmplă și la lecția de matematică. Deci vă spuneam, dacă în vreme ce alți copii stau și lenevesc, dorm, așa, ei sunt prezenți la ora 8 fix, vin de acolo, de la Bacău și iată-i... Da? Deci ați ajuns din nou. Din nou ați ajuns înaintea mea, ca și astăzi de la matematică, asta tocmai spuneam. Mihaela, dacă la matematică te-am prins la tablă și pregăteai lecția acolo și discutai cu ei, aici nu te-ai mai dus să umbli în stup, pentru că nu se asume așa un risc. Da. Așa. Aici nu. Dumneavoastră nu, da. Preiau eu comanda la cameră. Așa. Iată cât de drăgălași sunt și cât de nerăbdători să afli ce s-a întâmplat cu mătcuța noastră. Corect, direct la ea mergem întâi, da, nu? Direct la ea mergem. Însă, înainte de asta am să vă povestesc ceva apropo de... Vrem să recapitulăm de foarte... Ne propunem acest lucru. Să recapitulăm cam noțiunile din urmă, pentru că ușor înțelegem mai bine ce se întâmplă în etapa următoare. Deci, voi ați înțeles că avem trei categorii de, să spunem, într-o colonie întâlnim regina. Da. Trebuie să vorbești tu despre regină. Regina, adică matca. A, matca sau regina, da. Care face ouă. Așa, asta e rolul ei. Da. De când apare și până când dispare, numai asta ouă, face. Ouă, de albinuță. Da. Ouă care sunt din ouăle ei. Din este ouăle. Albinuțele. Atenție, vor ieși albinuțele și trântori. Da, mai puțin. Da, mai puțin. Albinele fac numai trântori. Da. Numai albine fac numai trântori. Corect. Deci că am învățat. Tu ai pus o întrebare foarte tare. Cum de albinuțile, dacă moștenesc toată aparatura de la mama lor, adică de la mamă, de ce ouăle lor nu sunt bune, nu? De ce nu sunt în stare să facă de nou albinuțe? Și am încercat să explic într-o măsură că, datorită faptului că albinuțele sunt crescute. Și aici vreau să insist pe chestia asta. Vedeți? Albinuțele sunt crescute în celule mai mici. Ați văzut, nu? Da. Trântorii în celule mai mari. Mai mari și măcile în boci. În celule mari boci, da? În celule cele mari boci. Da. E bine. Numai matca, dar numai matca, are pe abdomen niște perișori finuți care atunci când intră în celulă și intră în celula aceea de albinuță, perișorii de pe abdomen acolo să ating pe pereții celulei, că celula e mai mică. Și perișorii aceia declanșează și dau drumul la bănuțul. Bănuțul acela de care am vorbit eu de la ou. De la ou, da? Uh-huh. Deci perișorul acela declanșează bănuțul, iar bănuțul, ouul care vine pe conductul ovarian, așa, la ieșire se întâlnește cu bănuțul. Și în felul ăsta se produce, să zice așa, într-un limbaj biologic, fecundarea oului. Așa cum polenul, tot așa se întâmplă, polenul este cel care nu zice, s-a polinizat, adică poate să apară planta următoare. Da? Planta care va produce semințe și mai departe. Ei bine, numai matca are acest lucru. Mirna, potolește-te. Ia matca, însă, are tot aparatul ăsta de producere a ouălor într-un ritm continuu, pentru că este crescută în botcă, iar în botcă acolo este crescută numai cu lăptișor de matcă și într-un spațiu mai mare. Deci, atenție, calitatea hranei și spațiul pe care îl are la dispoziție face ca să apară dintr-un ou, să apară regină, să apară trântor. Când matca intră într-o celulă mai mare, și voi ați văzut celulele alea mai mari, da, de trântori, perișorii de pe abdomen nu mai ating pereții. E celula mai mare. Și atunci, dacă nu mai ating pereții, se întâmplă. Este fascinant, să vă spun acum. Deci Dumnezeu a aranjat așa o chestie care pe noi nouă ne scapă mintea noastră. Cu mintea noastră nu putem înțelege atâta perfecțiune. Deci perișorii nu mai ating pereții și atunci bănuțul nu mai pleacă din rezervorul acela. Este un rezervor special pe care matca l-are. Și nu mai pleacă bănuțul și atunci ouă acela este ou nefecundat și din ouă respectiv este trântor. Așa face mătcuța trântor. De aceea albinuța face numai trântor. Mm-hmm. Că albinuța a crescut într-un spațiu mai mic
iar întreg sistemul, sistemul de producere a ouălor atrofiat, adică dezvoltat la un nivel foarte mic, pentru că hrana ei este deosebită de a mărcii. Nu mai cu lăptișoră, și cu miere, și cu polen, și nu știu ce, un amestec. Că nu își permite să facă, să crească sau să hrănească cu lăptișoră de macă întreaga generație de albinuțe. N-au de rezervorul ăsta. Numai pentru regine fac chestia asta. Mm-hmm. Deci, atenție copii, datorită faptul o od depus de macă, când e depus în celula de trântor, fiindcă nu, nu atinge pereții, va ieși un trântor, când intră în celula de albinuță, sau în vodcă, pentru că atinge pereții, pentru că atinge pereții, va ieși albinuță. Gura strânsă și atinge pereții când intră acolo, atunci e albinuță. Va fi albinuță. Da? Va fi albinuță sau viitoare regină. Sau viitoare regină? Wow. Da? Sau viitoare regină dacă e în vodcă. Deci ce se întâmplă? De calitatea de acum a hranei și a spațiului va depinde să fie regină din nou respectiv sau să fie albinuță, lucrătoare. Zicem așa, albinuță lucrătoare. Dar cam câte ouă face matca într-un an? De ordinul milioanelor, să zic așa. Da? De ordinul milioanelor. 1-2 milioane, să zic așa. Dar pe generația că trăiește ea, 3-4 ani, 2-3-4 ani, depinde și de valoarea ei și depinde și de modul care este exploatată. Când apicultorii o exploatează la maxim, adică ce? Îi creează condiții ca să ouă, tot ia puietul, nu ajunge la roire. În condițiile acestea se epuizează mai repede. Acum, atenție, o matcă apare din trei surse, din trei posibilități. Odată, este o macă care apare la roire. Și voi ați înțeles la roire cum se întâmplă, sunt multe poți, nu știu ce, nu știu cum, îi dă mâncare acolo, și se selectează între ele. De roire, matcă de roire. Matcă de schimb liniștit. A doua categorie, matcă de schimb liniștit. Atenție ce se întâmplă. La momentul când se hotărăște un schimb liniștit, familia de albine, împreună cu matca, provoacă un consiliu de conducere, hai zic așa. Nu, o discuție se poartă între ele și spune: măi, vezi că tu ai început, ai îmbătrânit, te miști foarte greu, ou foarte, foarte puțin, intri în celule și uiți de ce, stai foarte mult acolo, vezi că noi ne-am împuținat, vezi că sunt probleme complicate, nu avem șanse cu tine. Așadar, noi îți propunem ție să fii de acord, să dăm drumul la câteva boci, vă 4-5 boci, nu multe, că zice, nu ne permitem să dăm ca la roirii 50-60 de boci, nu avem resurse, nu avem lăptișori de marcat de mult. Și dăm la câteva și zice, le hrănim pe acelea foarte bine, larvele acelea de care vor apare mărci, și de acolo să fie un locuitoare a ta. Regina spune, mă mai gândesc. Păi te mai gândești, te mai dăm un termen de gândire, așa câteva zile, dar să știi că noi nu putem amâna foarte mult. Și atunci, la un moment dat, împotriva voinții ei, ele construiesc boci. La început sunt micuțe bocile, de încât să-i creează impresia că este ca o celulă și îl pregătește, șlefuiește cu propolis, totul, dezinfectează tot și o păcălește pe matcă de ou acolo. Ia se vede de treabă în tot spațiul, pentru că trebuie să vă spun, matca nu ouă decât în celulele pregătite de albină. Deci se dezinfectează, se face, se lustrește cu strat de propoi, se face totul perfect și atunci vine matca și ouă. Nu orice celulă o vede goală, gata, ouă acolo, nu. Nu se irosește treaba așa. Ca la cinstelii se duce, știi? Da. Nu, așa, la ostea. Deci, vreau să-mi răspunde detaliat la ea. Ia, te rog. Deci, matca trebuie să fie și ea, din ou crește. Păi cine face ou? Că albinele fac doar trântări. Deci matca tot din ou, da? Dintr-un ou, perfect ai spus. De aceea, Dumnezeu a lăsat așa să se perpetueze. Acum, dacă mă pui la încurcături cu cine a fost ou sau găina la început, mai blocat. Ou sau găina? Știu.
Da? Păi da, nu știi că tot... Tocmai ce zicea domnul profesor, tot matca pune ouă acolo ca să iasă fiică sa și care va fi viitoare regină. Păi da, da. Dar ea n-a știut. Cine face prima matcă? Uite, prima matcă cine a făcut-o? Dumnezeu. Bunul Dumnezeu, că el a creat așa simțe. Și pe om l-a creat tot Dumnezeu. Da, da, deci... Eu mă refer, matca îți face din nou. Și dacă, de exemplu, familia aceea de albine... N-are matcă? Uite cum am pus noi în aia, n-am pus, acum vom vedea. Și a făcut acolo... Botca aceea. Da, botca aceea. Acolo ele au depus ouăle, că ele fac doar masculi. Nu. Da, nu, atenție, nici nu fac botcile acelea, sau dacă le fac, sunt minciunele, pentru că acolo, dacă vine albinuța să ouă, din ea va ieși un trântoric. Cum ai zis tu, da. Cum se face matca? Pentru că eu am grijă... Apicultorul. Când s-a întâmplat drama de nu au matca acolo, să mă duc cu ouă proaspete dintr-o altă familie și ele rup acolo trei celule și fac o botcă din ouăle de aduse la o altă matcă. Deci asta e grija apicultorului să ajute. Într-un fel, să salveze situația. Da. Care s-a albinat, adun mai multe ouă la așa să faci un nou de matcă. Deci nu. Există o altă familie unde treaba merge perfect, da? Da. Și de acolo, eu sesizând că am o problemă complicată și n-am de unde să mai am ouă de mătcuță, da. Viu de acolo cu rama aceea, unde sunt ouă de matcă și le aduc ăstora, albinuților ăstora care n-au altă șansă și ele acolo, având ouă de matcă, trag și fac bot și de acolo va apare viitoarea regina. Ai înțeles acum? Bun. Dacă încă ai nelămuri, punem întrebări. Deci, situația de acolo, de la familia aceea, unde noi nu aveam acolo, ne se besmediciseră, ouă albina. Și era o dramă acolo. Eu am găsit ca soluție, pe moment, să aduc o altă mătcuță și am adus-o pe cea fără aripi, cu gândul că poate o acceptă și merge treaba. Vedem acum, sunt curioasă. Dar tot atât de bine puteam să fiu cu o ramă cu ouă de la proaspete, de la o altă familie, unde matca mi-ar făcut treaba asta și acum porneam și încercam să recuperez familia aceea, să o redirecționez, să o așez din nou pe culoarul cel bun. Haideți să mă întorc și să vorbim așa. Am zis de matcă de roire, da? Da. Și matca asta, să-mi termin povestea cu matca de schimb liniștit, este formidabil. De schimb liniștit, exact. Deci, au discutat între ele. O păcălit-o. Și până la urmă au păcălesc, deformează. Să schimbe, pentru că des... Nu m-au făcut întâi camera aia de 5 stelii, au pus ouă. Da, au păcălesc ca să facă ouă. Alte... Ouă în botcă. Da. Și să ducă la apariție. Și să-i schimb liniștit, pentru că apar altele mai tinere. Da, și liniștită e de comun acord. Da, pentru că ea este, acea bătrână este de acord să vină o altă tânără. Ca să... O fică de-a ei ca să țină stupul bine, pentru că atunci el realizează că dacă moare, stupul nu mai are ce să facă și o să iasă doar strântori din puii albinelor și ea realizează că îi trebuie încă o matcă ca să facă. Da. Și apoi începe războiul trebuie. Dar începe o chestie acum. Nu totdeauna mărcile acele bătrâne sunt de acord. Pentru că nu vor să fie înlocuite. Na. Păi ei, dacă nu sunt exact înlocuite. Ca ponta. Exact. Ponta. Să ține de scaun, numai nu. Da. Dar numai că, de exemplu, ponta, acum, tot la PSD este, numai că nu este în funcție de președinte. Au mai coborât-o leacă, da. E pe locul 2, da. S-ar putea ca să albinuțele... E comun acord. Albinuțele să înceapă să bâzie așa și zic, mai te-am dat pe o scară mai jos, scăpăm de tine. Corect. Da. Și acum hai să ne întoarcem. Hai să vedem. Deci nu totdeauna sunt de acord. Și când vede ea că a fost păcălită și că a fost dusă așa de nas și a luat acolo într-o botcă și începe botca să crească frumoasă... Distruge! Să vezi ce am descoperit. La un moment dat, în 2012, vă dau și anul, vă dau lunile și vă duceți pe internet la Prof Online, la video apicultură, deci tastați video apicultură și în lunile mai, iunie, în cele două luni de zile, sunt acolo serie de filme. Printre filme acele se află un film când am descoperit și am filmat asta. Este spectaculos, să vă spun acum. Deci, în momentul acela, deci în 2012, da? Mai, iunie și pe la începutul lui iulie până pe 15. La un moment dat, matca care fusese păcălită,
a descoperit că crește botca și în curând apare fica mai. Ei, locuitoarea ei. Și s-a furiat așa, a distrus vreo două, trei boți până într-un loc. Și acum albinuțile au protejat botca asta, au acoperit-o și nu mai vadă ea. Stăteau pe ea și o lucrau și o hrăneau și matca nu putea să apropie. Când se apropia un pic, o mai trăgea de un picior și, sau îi venea în față. Zice, ăsta e pui de trântă. Nu, îi deregla direcția, o ducea pe altă. Grupul de albinuțe care formau garda, îi tot e așa în față. Zice, pe acolo, vezi pe acolo. Așa cum pe partea aia, la te uite pe acolo. Ia cu capul, era nervoasă. Acolo am eu ce am, că acolo mă răsat. Da, cu picior albinele. Tu îți dai seama cât de deștepte. Să vezi cât de deștepte, îți dai seama ce o duceau din. Albinele sunt mai deștepte. Decât matca, spiritul de familie. Ce să spun? Spiritul de familie este mai puternic decât matca. Deci spiritul de familie, adică nevoia de a supraviețui, este mai puternic decât face matca. Și dacă el n-a fost de acord, ele au luat decizia să facă împotriva voinții ei. Asta este, Daria, și în viața se întâmplă așa. Împotriva voinții ei. Da. Deci împotriva voinței. Și acum să vezi ce sunt filmulețul, trebuie să-l vedeți. Neapărat, dragilor. Dar voi toți care urmăriți acum discuția asta, aveți șansa că să aflu filmul acolo. Ei bine, ce face mătcuța? Se face că ouă șmecheră. Deci după o luptă de asta așa puternică, dar se face că ouă prin prejur pe acolo. Și că de ce tot mă necăjiți voi? De ce nu mă lăsați să mă apropii? Dar iau treabă, deci uite, îmi găsesc câteva celule și intră în celule, filmat. E filmat. Intră în celulă acolo, ele se bucură, zice, bine, dar într-un fel sunt bine, foarte atente. Uite, precaute, sunt așa. Precaute, ca nu cumva să se... Era prea aproape de bot, că și era, lor le teamă foarte tare. Fac garda cât se poate de bună și ea când iese de ușă și o zbuchește pe lângă ele, nu mai are timp să o oprească și când iau cu piciorușile bot ca în brațe, și fără să respire așa, o distruge de la un cap la cealaltă, așa, nu respire deloc, loc. Astea plângeau pe margine și ce era pe capul lor, trăgeau, ba de un picioruș, ba de nu știu ce, băteau, plânsul lor este bătând din aripi așa. Deci ne-a distrus-o și pe asta. Ne-a distrus-o și pe asta. Deci până la urmă matca e deșteaptă. Da, deci dacă e încăpățânată și nu vrea, se luptă cu albinele și iată că reușești. Este filmat, dragilor, tot. Vă rog să vă duceți da. Acolo. Dacă nu vă pot spune și exact. Nu vrea. Uite că au reușit până la urmă, că e deșteaptă. Niciodată. Nu vrea să aibă rivale sau surori. Da. Nu surori, da. Pentru că ea vrea. Să stă ea pe tron acolo. Da, să fie doar ea cea e confortabil, da. Să mănânce doar ea cel mai mult. Nimeni să nu intre în locul ei, nimeni să nu facă ce face ea, nimeni să asta nu stăpânească. Asta e invidioasă. Da. Deși atât de orgolioasă și de mândră și de capricioasă, încât nu vrea. Și atunci albinuțele, când se văd situația asta, fac chestia cea mai dură, care nu și-aș dori-o. O omoară pe ea. Când le-a distrus două, trei poți și-o făcut atâta. O omoară, dar mai au pui pus pentru boți. Mai au boți, poate mai au începute. Eu ce am văzut acolo... Nu mai aveau boți? Mai avea apără de început o bot, că nu, poți să nu o vezi tu neapărat. Aha. Deci mai avea o rezervă. La o adică... Adică îmi hotără să o omoare, nu și o asta. Bă, dacă nu-mi pune apicultor o altă matcă. Sigur. Ele au rezervă și se gândesc din niște ouă de albinuțe, rup trei celuri și fac bot ca acolo. Aha. Deci au o tehnică. Au. Da. Da, nu mai scapă de rău. Mai care... pe o înlătură, da. O înlătură, ele... S-ar sacrifica să omoare... Păi dacă nu înțelegi de bună voie, mamă, ce să fac? Da, albine, dacă se facă, dacă s-ar? Să sacrifice câțiva pui de albine ca să facă... Sigur că, dar nu stau... Păi asta o și zis. Păi da, numai că, de exemplu, dacă sacrifică vreo 10 pui de albinuță, ăia înseamnă pui care i-a făcut matca și sunt destul de mult. Apoi rămân prea puțin. Nu rămân. Nu fac atâtea. Rămân destui puișori. Exact. Sunt rame întregi, exact. Cu căpucite, cu ouă, dar ai văzut câte albine sunt. Numai că, în condițiile acestea... Nu le iau de la nivel de ou, le iau la nivel de larvă. Și aceea a fost pornită pentru început să fie albinuță. Albinuță.
Și un calorii mai mare? Da. Nu, nu că e mai mare, dar nu mai este de calitate. Ah, calitatea e mai slabă. A, nu mai dar slabă. Cred că omoară ăia de 30 ori. Taci-mă un pic. Să ne explici domn profesor un pic. Nu, 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 numai asta. De, dacă din 30 ori s-ar întâmpla chestia asta, nu ar ieși matcă. Exact. A, decât un 30 ori gras și frumos. Neapărat dintr-un de albinuță. Corect. Numai că este luat la nivel de larvă, adică... A, nu-i ouă de bea pus. Și ca să hrănească bine, să o facă... Spațiu mare și... Da, spațiu mare. Să fie mesajul pentru altceva. Da. Ea este cu mesajul plecat pentru albinuță și pe drum... Să face matcă. Da, și e cam la jumate, așa... E și mai mică și nu are toată aparatura bine pusă la... Dar e capabil să facă... Este capabil, dar va face foarte puțin. Acea matcă este de salvare, dragilor. Atât. De avarie. Da, da, aici poate să intervine apicultorul, domn profesor. M-am făcut noi în stupul ăsta, ne-am dus și am pus o matcă, nu? Da, 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 da. Dar nu totdeauna acceptă. A. Albinuțile, având mirosul foste mărci, merg și spune nu, ne luăm noi munca la început, să știm noi, facem noi. Nu totdeauna. Și lor le convenabil? La cât de deștepti și cum e o industrie acolo? Lor le convenabil procesul ăsta? Există un moment favorabil. Atunci când matca a dispărut și ele plâng cu toatele, și așteaptă să vină din cer. O matcă. Dacă tu ai intervenit, atunci o acceptă. O acceptă. O acceptă. Deci când plâng. Când plâng acolo, când sunt stare. Și plânsul ăla e bătaia din aripi. Din aripi, da. Acela este. A, într-un fel. Deci când le vezi că plâng, te uiți repede dacă mai ai o matcă, dacă nu intervii. Ca apicultor, dacă ești bun. Păi dacă din greșeală nu vezi matca, pentru că matca... De aceea munca apicultorului este foarte, cum se zice, dimineață până seara. Vezi, trebuie să stai, să le cercetezi, să vezi dacă totul e ok. De exemplu, dacă matca e acolo jos, acolo și nu vezi, și nu vezi matca și pui altă matca și apoi începe război. Dezastru! O omoară. Ce dinainte omoară pe loc asta când ai. Nu ne-a explicat ieri domn profesor că dacă o matcă nu știe să întoarcă la când pleacă la înroit și când vine și păcălește ea masculii. Și îi duce pe proștii în neacă. Da, nu știi? Și păcălești. Ce interesant a fost povestea. Okay. Păi dar pe proștii în neacă, mă, când ai auzit ce au zis? Că i-a duce cu viteză la luciu apei și după aceea se ridică proștii și proștii să neacă. Aia-s proști. Acolo mergem. Dar acum să încheiem, spunând așa. Ați înțeles că spațiul și calitatea hranei, spațiul și calitatea hranei determină... Calitatea mărcii. Calitatea mărcii determină apariția trântorilor sau albinuțelor. Ele sunt în spații diferite crescute și cu hrană diferită. Da? Da. Iar cât privește tipurile de mărci, avem matcă de roire, da. Matcă de schimb liniștit, da. Și matcă de avarie, matcă de salvare. De salvare, cum a fost tocmai ce am discutat. Cum am discutat. Preferăm să o matcă de salvare. Da? Cele trei categorii, da. Să țineți minte. Mm-hmm. Mai vrei să mă întreb ceva? Și ele sunt cam diferite și ne dăm seama ce fel de matcă e. Am înțeles. Bunem. Mergem, gata. Deci, hai, Miru! Nu uitați, din 2012, da? Da, 2012, da, mai iunie. Începutul lui iulie. Tu veți vedea matca care, titlul îi așa, matca care își devorează fica. Nu ribalele. Da. Matca care devorează fica și nu acceptă înlocuirea ei. Unde am de ăsta parte, nu? La care ne-am dus noi mai. Domn profesor, nu l-am mai la început? Nu, cred că aici. Pe aici, nu? Ia să vedem, cred că aici a fost. Era tot așa spațiu, v-ați putea mișca prin jurul lui, nu? Da, da. Hai să vedem. Asta era domn profesor. Aici înseamnă. Așa. Mi-amintesc că am lăsat-o mai la margine. Am da, a spus o chestie între ele. Din... Așa. Așa. Am zis noi că... Da, acum, prima impresie, ce vă zice? În asta ca apicultor. Îi citim pe deasupra prin folie, ele par să fie foarte liniștite. Deci, practic, dar două lucruri sunt acum posibile. Dar fie să fie acceptat. Așa trebuie să fie la urmă. Fie să fie omorât. Fie să fie acceptat. Fie datorită faptului că a fost besmeticit, o și omorât, o curățată și noi merge pe mâna noastră, că doar știm și să facem. Și albinuțile au omorât? Alea care au venit cu ea? Noi am dus o ramă întreagă și cu albinuții. Sigur, nu, pe albinuții acele s-au acceptat pentru că el nu au venit la furat. Am înțeles. El au venit pur și simplu pașnici. Băi, fetelor, vedeți, am fost aduse aici. Exact. Deodată, n-am venit pe urdini, nici n-am dansat acolo. Așa ia că, să vedem. Emoții. Emoții. Emoții foarte mari. Nu mi-e frică deloc. Și mie mi-e teamă. Dăm un pronostic. Cine? Eu zic că au acceptat-o, așa am zis din mașină. Și eu la fel zic. Cine zice nu? Zice cineva nu? Ce vă spune inimioara? Își dorește cineva să fie nu? Nu. Nu, toată lumea zice. Și în virtutea asta, ne-am spus da. Da, deci da. Da. Eu am le-am zis în mașină cu acceptat-o.
Ia să vedem. Așa că nu cu emoții ridică. Uitați cum se ridică de rama. De fapt, eu nu sunt sigur de ce o să deci vină. O ridicăm. Eu nu zic nici da, nici nu. O ridicăm cu foarte multă grijă, ca nu cumva... Cu cât suntem mai atenți, să nu-l omorim vreo albinuță, să nu... Acum emoția este foarte mare. Eu nu văd. Aici nu o vedem. Hai să ne întoarcem cu partea aia altă. Hai, te rog. Bă, fii si. Nu, dar e aici. Gura. O căutăm. Nu cred că e aici. Pe această ramă. Dar nu, că pe asta trebuie să fie, nu, domn profesor? Ea puteau să se ducă pe altele? Era și fără aripi, era și... Eu zic că... Pe asta ar trebui să fie. Iată una care bate în aripi, o fi conștientă de faptul că a fost omorâtă. Uite, uitați asta. Numai una. O văd eu acum. Asta deci. Te mai zic că din aripi. Da. Plânge. Da. O fi, uite și asta plânge. O fi matca, o fi din albinuța care a venit aici și plânge pentru că zice, oh, am pierdut-o pe mama noastră. Oare? Cred că așa va fi. Dar noi ne mai uităm, mai insistăm. De găsit nu găsim în fundul. Poate găsim în fundul stupului, pentru că dacă a omorât-o, o și dispărut. O scos-o afară, rapid. Păi, domn profesor, da, deci, hai să, poate hai că albinele au mutat-o. Hai să mai sperăm. Ea a trebuit să mute ea așa, mergând de pe o ramă pe alta. Ea s-a mișcat altă dată în stupul aceea, s-a mișcat de pe o ramă pe alta. Deci știe să facă asta. Nu îți rămâne numai pe rama respectivă. Haideți să mai insistăm să vedem ce se întâmplă. Aici fac lănțișor pentru a construi ceară, da? Frumos. Da, așa stau lănțișor. Probabil, ia uitați-vă, probabil că asta este și măsura asta care o stabilesc ele. Aș vrea să vedeți aici. Se țină în lanț. Iată așa, se țină în lanț așa și de aici își dau seama unde se înceapă făgurelul. Pur și simplu. Uitați! Da, e spectaculos. Spectaculos cum se întâmplă. Și uitați aici. Da. Ce fain. Da, este minunat. Și unde e, domn profesor? Uitați, hai să încercăm. Domn profesor, aici mai luăm o ramă? Mai luăm. Deocamdată am debutat destul de trist. Da. În stup. Pentru că aș fi vrut ca... Să o găsim. Să o găsim și... Da. Aș vrea să o găsim și aș vrea ca ea să fi fost pus în situația de a redresa acest nucleu. Dacă el este besmeticit din ouăle, fiindcă o albina șanse foarte puține are el să se redreseze, decât dacă va rupe niște celule din... Uitați, căpăceală! Da, căpăceala este aceea. Și un pui și mai mulți pui de trântori. Și aici numai larve de trântori sunt, după cum observați. Aici era o albinuță care făcea ouă. Da, mai multe albinuțe ouă, nu numai una. Hai să vedem, poate de Dumnezeu să o vedem. Poate plânge una pe aici. Uitați, domn profesor, că plânge. Da. Uitați că ele câteva o păstrează amintirea de a face boci, vedeți? Uh-huh. Dar din boci aceea ce vor ieși? Nimic. Trântori, că sunt din ouă de albinuță. Da. Uite și pe partea asta altă face același lucru. Omorât-o. Ia. Poate că e pe această ramă. Haideți să ne mai uităm. La fiecare ramă să ne uităm cu grijă. Poate. Aia plânge. Da? Și asta se întâmplă. Da, mai multe albinuțe plâng. Plâng mai multe, da. Am fi vrut tare mult să avem succes, da? Ne-am fi dorit tare mult să fie treaba asta cu succes, dar uite că dincolo l-a redresat pe respectivul, da? Aici văd că nu n-a primit-o. A fost mai puternic infestată de gândul de a mai multe albinuțe au luat, deja s-a instalat sentimentul ăsta de besmeticire puternic și au asumat riscul de a face ele treaba până la capăt. E o albină acolo. Uitați, aia nu are aripi. Care? Da, stau acolo. Care e băgat în... Aia nu, aia lucrează. Aceea e o albinuță care lucrează. Unde?
Ai văzut tu așa ceva? Aceasta. Ați văzut matca cum apare? Acum există posibilitatea să fi intrat într-o celulă ouă și n-am fi văzut-o noi, dar mai luăm o dată. Prima apicultorul, ramă. Da, apicultorul face o dată de două ori, de trei ori, până când găsește matca. Deci el nu se lasă bătut. Ea este liniștită, albina așa cum este acum liniștită, pare că a acceptat-o. Dar tot atât de liniștită era și ieri când am venit și am văzut că ea... N-avea regină. Și... N-avea regină. El se besmedicise și s-a asumat să răspunderea că se descurcă așa. Și asta merge până când se epuizează, apar numai trânturi, albinuțele sunt din ce ce mai puține, cum mor o parte din ele și sfârșesc până a muri toate. Dacă am păstrat filmul pentru asta... Veți vedea cum se epuizează, că n-are cine îl regenera. Nu apare nimeni care să determine apariția, să menține o albinoță. Unde-i vodka? Iată că am găsit-o! Am găsit-o! Băi, dar ce departe s-a dus! Da, da, s-a dus și cercetează peste tot, spune, vai ce harababură este aici! Vai ce harababură este aici! Nu pot să cred! Iată, a, este acceptată. Uitați-o! Este superb, superb. O acceptată. Nu am pierdut-o. Uite aici. Uitați-o. Tu trebuie să tu filmești, uite aici, prin asta, ca să o ai pe ea. Uite așa, așa, așa. Uite așa, uite așa, vezi? Nu cred că în sfârșit o acceptat-o. Da, gata, o văd și da, da, da. Este extraordinar. În sfârșit. A acceptat-o, băi. Da, și da. Uite cât de departe a ajuns. Da, și da, cercetează peste tot și o spune, nu se poate, da, fetelor, ce cu voi? Ce cu voi cu mizeria asta? Ce s-a întâmplat aici? Încearcă să-i transmită mesajul. Deci, deși bătrână și fără are și bani, da, de mămica, da, ei, da, e foarte puternică, domnul profesor. Da, 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 da. Și le transmite mesajul, uitați-vă, eu vă promit, că vă pun la punct, da, vă pun la punct și vă ordonez cum trebuie. Și numai un lucru, să nu cumva să continuați să albinele cele care ouă. Da, ei bine, ești, feromonii ei, mirosul ei, acum îl răspundeți pentru ei peste undeva. Tot. Stai că nu mai văd nici eu, domn profesor. Știți cum? Uite, uite pe aici. Aha, uite, pe aici. Uite, da. E înconjurată de garda ei de cort. Da, fiecare ramă are garda ei. Uitați, s-a pus peste ea. Sigur că da. Ca să nu vedem noi. Nu numai. Este un semn că sunt și albinuțe care nu le convine. Ori o protejează, ori îi spun, oh, ce cauți tu când îi da planul peste cap. Mai ales cele care o depuneau ouă înainte. Doamne, ce mă bucur. Da? Mulțumesc, Doamne, uite că a acceptat-o și nu a omorât-o. Unde da. Ești, mă? Uite-o da. Aici, uite-o. Uite-o, uite acolo. Așa, mă. Dar se vede că e destul de bătrână. Da, da, se mișcă foarte ușor. Ei, eu pe asta am mizat. Pe faptul că se mișcă ușor, greu. O văd că e fără aripi. Nu știu, am asistat la un lucru. Vă rog să vă uitați... Las-o! Pe tot pe filmul. Omul când ești... Dar de ce nu mai mișcă, domn profesor? Lasă că mișcă, ea face și face treaba acolo. Deci am asistat la un moment dat când Rex a venit pe aici și Rex s-a opus total apariției unui câine. Știți bine că teritoriul se apără, da? Uh-huh. Ei bine, așa și matca aici face, prin mișcarea ei, prin faptul că se duce peste tot, transmite feromone. Ce face acum, domnul profesor, de nu se mai mișcă? Acum mănâncă, se pare că nu prea o hrănesc. Da? A, mănâncă și ea. Și e epuizată și ea săraca. Da, 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 mănâncă un pic de miere în loc să-l mănânce numai lăptișor. Da? Uite că se mișcă ea. Da. Deci ea ar trebui hrănită numai cu lăptișor. De matcă, dar astea care au venit acum... Hai, fetițelor, aveți grijă de ea. Fiindcă sunt... capricioase și nu le convine deloc, nu vor să o hrănească. Iată, când se urcă pe ea și o strâng un pic, este semn că ar încerca să o... Omoare. Omoare, da. Vai de mine. Ia duceți-vă. Ia luați-o. Să le lăsăm pe ele? Na! Nu apropiem. Nu vreau să o omoare. E mică și bătrânică. Poate reușește. Nu, dar dacă s-a impus până la momentul ăsta de ieri, da, de la prima ramă, uitați-vă la ce ramă s-a dus. Și suntem în stadiul ăsta, ea cere mâncare. Și, da, și cere să-mi dați și mie niște lăptișori ca să pot să depun ouă. Dar nu refuză asta. Astea sunt mai încăpățânate la ramă. Da, sunt acele care au creat ouă numai de trântori, care știu pe al lor, știu treaba lor. Ele au de îngrijit, au de făcut treabă, nu au...
Te tolerăm așa, că zici, te vedem că ești vai de capul tău. Care? Asta plângea. Fii atent. Deci, vedeți, în mod normal îi face toaleta, o hrănesc, e un spectacol, dar aceea acum că ai stă deasupra ei și trage așa într-un fel, ce cauți tu pe aici? Dacă, uite, s-a încercat să încolăcească după ea, da? Iată, urcă pe ea, fără niciun respect. Da, fără niciun respect. Nu recunoaște ca regină. Nu recunoaște, uite, se urcă pe ea. Dar uite aia ce a folosit. Da. Ia uite, unde? Uite aici, s-a băgat aici. Ea vede că o înjură și o agresează și atunci vrea să dispară de fața ei. Dar urcat în spatele ei. Unde? În partea cealaltă. Nerușinata. Sunt două, trei de astea și gata, provoacă. Bineînțeles. Dar nu puteți să o înlăturați, domnul profesor? Păi și vine alta, că doar ea nu e singură. Sigur. Trebuie ea să răzbată. Ea prin mirosul, prin tot ce face, ea iese pe aici, prin tehnica ei, să le determine să... O, micuța albina! Să o accepte, stai aici. Stai aici, zici, mai la umbră. Mă protejez, Oleacă. Să mă protejez aici, că am pe una nesemțetă care și-o pus în cap să mă... Vrea să-mi fac fel. Sunt când e prohod. Da. Iată, aici este, amula da. Amula nesimțită. Uitați așa acolo. Așa. Da, o să vedem continuarea. Este aici pitită. Dar e bine. E bine că oricum se va impune. Și după câteva zile, ori să se o hrănească, noi mai o urmărim. La următoarea întâlnire, dragilor, o să... Nu, chiar acum fac asta. Deci, o dau pe asta deoparte. Și cum discut cu ramele. Nu. Discut cu ramele, distrug. Asta? Nu, ele sunt alte două. Asta cu masca. O lăsați deoparte. Uite așa fac. O las deoparte. Scutur albina aceea și distrug toate tot ce au făcut ele acolo. Poți și eu să mă lași să distrugeți. Da. Acum, dacă ești atentă. Un pic. Și ai răbdare. Să greșim aici. Da. Acum, un moment de neatenție. Vedeți că... Poate să pice. Asta că acum are grijă, domn profesor. Așa. Așa, să nu dăm peste ea, da? Ce fac acum, dragilor? Fiindcă experimentul a reușit, o ajutăm acum pe matcă. Albinele care... Mai distrugem totuși, așa nu tot mai văd de ales. Da, tot ce au făcut ele până acum, porcărioarele astea care le-au făcut, au luat ele aici și au creat așa o chestie. Celulele acelea de trântor, tot ce au depus ouăle care așa trebuie distrus. Și în felul ăsta și... Uitați-vă cum fac. Ia uitați-vă așa. Doamne, poți să dau și eu? Nu, lasă de-i domn profesor pentru că... Cu mânuța, dacă... Uite, dăm tot aici. Așa, aici este un pic de lăptișor de matcă. Hai să vedeți un adevărat lăptișor de matcă. Cine vrea să guste un pic? Eu. Hai, vină-mi face. Dar cum să... Că ai masca. O dai pe de... Dai așa, bași pe de ce faci... Dar cum să-i face? Hai, nu cum. Doamne, dar ce puțin ai. Bă, dai foarte puțin. Dar și ăsta trebuie să-i puțin tante. Hai că eu înregistram, măi, copii. Ajută-o tu, băi. Așa. Că eu înregistram și uite ce am făcut. Nu-i nimic. Normal că e bun. E bun? Fai, păi da. Asta, dar îți dai seama dacă o hrănești numai pe reginul cu el. Așa, și acum la toți, dacă găsesc, la toată lumea. Hai, Mirna, desfășă tu un pic masca. Ca să-ți dea și ție. Eu nu vreau acum. Păi, păcat că nu vreau. Trei idei, nu știți ce. Da, eu... Ăștia nu știu ce pierd, domnul. Uitați, hai, copii, luați voi. Hai. Copii, că nu vă dați seama ce e aici. E aur. Aur e puțin spus. Este atât de puțin încât... Da, ați văzut cam cât este. Din cauza... De ce distrug? Pentru că nu mă interesează... Trântorii. Ouăle, larvile acestea. Când ele sunt numai trântori. Ok, acum întoarceți. Cine le fac? Adunați-l? Da, îl vor face. Nu cred. Da. Acum întoarceți că avem mai multe distrus. Stai, dar lasă-mă ca să caut, să vedem, să mă dau și lui... Lăptișor. Și ții să-ți dau un pic, nu vrei? Da. Hai tu să vezi uite ce acolo, vezi. Uite acolo, vai, ce... Da? Nectar. Dar din cauza că... Ăla-i tot lăptișor? Da. Dar din cauza că altfel ar fi aproape celula stai, goală. Stai, mama, hai mai repede, Daria. Aproape celula goală, plină să fie. Când e... Pentru matcă. Când e pentru matcă. Jumătate din bot că găsim numai lăptișor. Și e gros. Așa e zăr ăsta.
Da, da? Diluat cum ar fi. Lasă că îți dă domn profesor. Domnul profesor, vedeți că scurge mierea și... Lasă că nu-i nimic. Lasă, nu pot să deschid. Hai că deschid eu. Mirna, hai ajut-o. Așa. Așa. Hai ia. Hai că nu e așa de bună. E foarte bun. Trebuie să gusti, ia să pipăie cu limbuța, să vadă. Hai, vezi. Stai să îți închid fermoara. E un pic acrișor, nu așa? Da. Dar e bun. Foarte hai, bun. Hai, închide-i fermoara. Are și zici că e miere. Hai, Adia, și tu. Zici că e miere acrișoară. Așa, da. Păi îți dai ușor, seama. Ușor să nu dăm peste, da? Multă grijă. Multă grijă la rama cu matca, Daria. Mierea acrișoară. Hai, Magi, mă. Ia-mi mierea acrișoară. Da. Nu văd, lasă, Dari, Miruna, așteaptă. Vreau și eu să particip. Așteaptă puțin. Așa, să vedem ce mai găsim. Uitați, cred că acolo e mai puțin. Oh, uitați și larva. Da, o dăm deoparte pe larva și... Dar e destul de mult lăptișor acolo. Este un pic mai multișor. Miruna, hai, Miruna, hai și tu, mă. N-ai luat un pic? Da, putem distruge, că vin. Da. A luat, dați-mi, domn profesor. Așa. Așa îmi place de tine, zice, dai, Doamne. Distrugeți, că vin. Adi, tu ai gustat? Îți place? Da. Da, da. Da, e un fel de mirea acrișoare. Cine mai vrea? Bate-te, o. Hai, Daria. Asta micuț. Ție, ai putere, nevoie de putere. Dați-mi, domn profesor, dacă ți-ați prea. Atenție, 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 atenție. Dați-mi, domn profesor, că ți-ați prea frate. Mama, dar tu nu vrei să prestrezi pentru matcă? Mamă, lasă-mă. Dar nu, că matca aceea o hrănește albinuțile. Stai să distrug și eu. Așa. Dar ea încet, mama, să-mi dai peste albinuță. La picior acolo. La picior, da, dar la ramă. La ramă, Daria, da? Am stricat toată povestea noastră. Și munca. Deci, aia asta o distrugem tot că sunt acum. Lor le-am dat de lucru. Da? Se refacă. Se refacă, să nu știu ce, trag cu curățe tot. Și sper ca... Ai pus scutura și pe alea? Două? Normal. Da, și pe aia altă. Ai grijă la asta. Așa. Dați-vă puțin mai în spate când le scutură. Ca apoi să se revorteze albinele pe voi. Deci le ia puțin, le scutură și apoi le ia. Da. Ce facem acum este un lucru spectaculos. Pentru aveți că... grijă, domn profesor, că sunt mai multe albine pe margine și puteți să le omorâți. Uite așa. Fără să vreți. Eu acum comunic practic și cum anume se poate rezolva și cum se poate întoarce de pe drumul cel rău o familie care s-a besmetici. Nu e nicio problemă. Da? Dacă au o șansă de o matcă bătrână, matca bătrână face zama bună. Distruge. Așa. Iată, vedeți că aici numai celule de trântori. Trântori. Uite ce-a făcut. Ce au făcut aici? Au muncit. Da. Uitați, cred că astea sunt de matcă. Da, 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 și le zboci. Le spargi și pe alea? Le spargi ca să luăm lăptișorul. Uite așa. Să bea matca lăptișor? Nu, să bem noi, să mâncăm noi lăptișorul ăsta, că altfel îl mănâncă el înapoi. Da, acolo era o botcă. Da, o scosă. Da, da, din cauza că e din... Vrei? Cu ou, de, cu ou de, știți voi de cine, de trântor, adică din ou de albină, din ou de albină... Da, e și un trântor frumos. Da. Atâta tot. Nu iese nimic care să ne încânte. Mai vrea cineva? Nu. Mama vrea. Doamne, fraier, mai sunt copii. Dați-mă, din profesor, că eu știu. Tu pare să spui, zice, îmi pare rău de ei, dar... Dar ce ți-a dacă nu vor acum să... Domn profesor, uitați, aici este o larvă. Asta. Cine mai vrea? Hai, Dăriuța. Hai, Daria. Nu mai vrea, nu mai vrea. Mâncați și dumneavoastră, da, eram la măicuțe și făceau treaba asta și colectau... Asta e colectau și la una din măicuțe, zice... Nu, că viespea n-are. Una din măicuțe, zice... Și adunau lăptișor pentru maica stareță. Domn profesor, uitați o mică lărbuță. Și zice la una din măicuțe, zice... Cuștea mă viespea, mă! Nu, normal. Așa și eu. Asta e viespea. Am gonit-o. Care? Da. Deci caută-i. Păi vin la furat, la furat miere. Iar să facem furtișor. Ia uite-te aici așa. Iată, mai să punem și lumbre. Măi, numai șansa ta, măi. Dăiți-vă puțin mai încolo, vă rog frumos. Ce rău îmi pare că nu... Atenție, calc. Multă. Da. Asta am spus că era să calci și am zis că... Nici nu vă dați seama. Cum? Ce era? Lăbuță. Ah, lăbuță asta numai lăptișor. Poți să omor astea? Asta, vă dați seama, că este numai lăptișor câte lăptișor. Poți să omor astea, domn profesor? Haideți să omorăm! Da.
Hai, putem Anca, hai. Noi două. Nu singurele. Dă-te, Daria. Ne-a lăsat domn profesor să o omoare. Da. Uitați așa, uite așa. Acum am distrug complet. Daria, să nu cumva să dăm peste ramă, da? Da, cum să nu. Mai avem un pic și o punem la loc. Vedeți pe capăt acolo, domn profesor. Mai avem vreo două rame sau una. Aici nu mai sunt, e foarte puțin. Vedeți? Ele, uitați puțin ele... cum mănâncă larva. Și împar lătișorul ăsta. Nu mai să-l distrugeți, așa. Lăsați-l să mai împartă, dragile. Eu pap, nu am nicio problemă. Ok, dați-vă puțin. Eu nu refuz, domn profesor. Fii că ești conștientă de ce... Domn profesor, uitați aici niște lăptișori de matcă. Lasă. Gata, ne mai avem timp. Și lor două. Da. Fără mic. Haide să punem și pe asta. Da, întâi nu facem și pe asta. Dar aceea nu-i cu... Ea ei cu ramă deșteaptă. Corect. Cel mult pe asta o dăm de acum aproape, care e teritoriul construit de ea. Corect. Cu puiet valoros. Corect, da, cu ea am venit, corect. Deci asta vine mai aici. Asta e mai mare? Sigur că da, și acum venim lângă ea cu asta alaltă și ea acum când se va duce, Nu, că aici e cu puietul de albină. Puiet și cu ramă care am venit noi. Cu matca. Aceea nu distrugem. Okay. Pe asta nu distrugem, da? Ok, pe aia nu distrugem, dar pe altele le distrugem. Pe cele care au făcut ele aici, da. Prostiroarele lor. Ce cum ies pe aici? Nu, nimic, las că o gonești, domn profesor. Așa. Dar ies pe unde trăiesc? Vin și ele își la curat. Își fac curcuș special, au pe aici, pe undeva. Da, și ele vin la furami de miere, dar sigur. Își păstrează cheful și... Extraordinar, s-au apucat de oua beata de ea. Da? S-au apucat de oua? Unde-i, domn profesor? Uitați-mă, uitați-mă în celulă. Aici e și ouă. Aici într-o celușă, spune, fetelor, de așa se face treaba, mă. Da? Așa. Unde, domn profesor? Așteaptă, mamă, că nu văd nici eu, așteaptă. Uite acum a ieșit, pe sub albinuțile astea. O, dar dă mama să văd. Așteaptă fată. Nu, numai tu să vezi minunea. Imediat o să vedeți și voi, uite că mă dau ușor. Și vedeți și voi, uite acolo, unde ți-arată domn profesor. Unii grupul ăsta. Uh-huh. Ieși din celulă. Acolo? Da. Uite, acum bagă fundul. Uitați-vă! La, iar ouă. Este un semn foarte bun. Domn profesor, mă uit unde trebuie. Da. Deși nu vor, au acceptat-o cât de cât? Da, sunt un alt grup care a fost de acceptat. Că se gădește câte un tăroancă de asta mai zurlie. O cață dintre asta. Da. Mai zurlie, așa, și de aceea este în stare să facă chiar care una experiment care reușit, familie da, salvată. Da. Superb. Dar nu o credeți. Ei nu cred. Gata, Adi, acum o să spun dar nu că vezi? E 100% da, rezolvată cum? Problema. Chiar dacă mai se întâmplă câte un moment de agresivitate la una sau la alta... O pune la punct. Gata, ia ei, șef. Da, pentru că ea... Sau vine alte albine să o apere pe cineva. Nu, Adi, asta e problema. Daria, asta e mare. Dacă îți găsesc 3-4 nătăroanci, o pot omoră. Exact. Că albine celelalte nu sar în ajutorul ei. Ca și cum aș spune... Dar de ce? Nu zice, știe de ce se bagă. O supărat-o e treaba lor. Să se împace cu ea. Dar garda ei de corp chiar... Garda de corp apără de mine... De alta albinuță care vine din exterior, dar dacă din interior, stup, acolo nu se bagă. A, deci în interiorul stupului ea trebuie să facă legea singură. Ea trebuie să se poarte așa fel, hai să spun, să se poarte așa fel, încât să nu atragă atenția pentru a, ca niște albine supere. Să le supere. Să supere, am înțeles. Deci vedeți, cât e de valoroasă, cât de mult o îngrijesc, tot atât de periculos este că dacă se supără așa, imediat o poate termina. Da, celelalte albine nu pot omoră pe cea care... Păi aici vă spun, nu sare la aceea să o agați. Nu, am înțeles. Nu. Ce vrei? Deci, aceea care aici zice rezolvă treaba singură. Da. Tu ai făcut-o, tu să o desnori. Cum faci tu acolo, că știu, nu știu. Are un motiv. Te-o surprins că nu faci treaba bine, ceva. E o decizie care a luat-o. O să vedem noi cum evoluează. Așa, da, dragilor. Cred că și astăzi... Am mai învățat ceva. Am mai învățat niște lucruri importante. Plecați cu această informație spectaculoasă, că sunt trei categorii de măci. Da. Schimb liniștit, roi. Salvare și disalvare. Salvare. Iar cât privește momentul de schimb liniștit, este cel mai valoroase măci sunt cele de schimb liniștit. Normal. Pentru că apar din mai puține boci și sunt hrănite bine, sunt boci mari, frumoase. Domn profesor, dar de exemplu dacă o... Te murdărești, Daria. Da, o mătcuță. Este așa, ea nu vroia să fie
Matcă. Nu, ea nu vrea să fie înlocuită, dar până la final a acceptat situația și... Și cedează tronul. Da. Ea, de ce face asta? Că la început ea nu era de acord. Așa, de regulă, o convinge. Spiritul de familie este cel care vine peste ea. Păi da, dar niciodată eu o gonesc pe ea. Și o convinge. Ea nu mai e parte din familie. Hai să vezi ce se întâmplă. Hai să spun ce se întâmplă, Daria. Când acceptă și ea, într-un sfârșit, să apară regine noi, fiice, nu, se retrage ușor, ușor bătrâna magă, pe o ramă stă deoparte, îi lasă comanda fiicei, ea va lucra pe o singură ramă, amândouă... Fica va fi de acord. Fica o tolerează că i-au apărut sub supravegherea ei. Da. Ea, fica, va păstra mesajul ăsta mai târziu. Când va ajunge și ea bătrână... Cu siguranță va face același lucru. Va face același lucru. Genetic să dă moștenirea, să dă informații. Deci, asta vreau să zic. Iar albinuțile încep să o hrănească din ce în ce mai puțin, fiindcă nu irosesc timpul cu ea. Până moare ea așa. Până când ea se... Deci nu o moară, vezi? Dacă atunci o iau și o duc în altă parte, ca pe bătrâna asta, e acolo când ne ajunge într-o altă familie, va transmite mesajul și se va apuca de treabă într-o altă familie care e orfanizată, care n-are matcă, care... Cum a fost aici. Cum a fost aici. Da, acolo preia și urmează ca și acolo să facă schimb liniștit. Face schimb liniștit, asta e fantastic. Super. Deci, de ce apicultorii sunt înnebuniți să poată prinde măci de acestea care sunt de acord cu schimbul. Nu de roiri, că ați văzut, te lasă de văruit. Nu, producții zero mai anul ăla. Eu nu înțelegeam de ce nu există, adică există mama stupului care face legea și e cea mai importantă, dar nu înțelegeam de ce nu există tatăl, de ce matca nu era cea leneșă, de ce albina nu era cea leneșă. Cum să fii femeia bărbat, mamă? Taci, mama, puțin. Și trântorul era regele stupului, ăla hrănit. Am înțeles. Și ăla care era înțeles. În centrul atenției. Am înțeles de ce nu se face trântorul șef. Tata, da, împărat. Împărat rege. Nu există. Deci colonia de albine este condusă de instinctul ei, acela de fetiții, luarea decizii, instinctul de familie, și de o singură regină. Și de fetiță, regină. Pentru că fetița poate să facă ouă. Cum păi și noi femeile facem copii, nu fac bărbații copii. Mama, vrei să spun o chestie? Sunt și regi, dar ei nu fac copii. Vrei să spun o chestie? Zi. Hai că m-ai zăpăcit. Deci. Tu vrei neapărat bărbatul să fii stăpân. Nu se poate, nici măcar în stup. După Hai. Ce fac copii, după ce ai auzit? Știi tu ce fac, după ce știi tu ce fac. Copii, da. Femeia face copii, apoi... Bărbatul o alungă pe femeie. Ba, nu e adevărat. Și gata. Scaduri izolate. Se poate face asta pentru că albina nu trăiește foarte mult. 40 de zile. Și cine ar regenera? Păi face soții după 40 de zile. Altă matcă. Ai văzut cum se face matca? Ai aflat acum. Tu n-ai auzit în 3-4 ani? E alt procedeu. Ea trăiește 3-4 ani. Nu e chiar așa. Deci nu e treaba simplă. E destul de complicat. Finalul? Adi, hai, facem. Dragilor, ne oprim aici și spunem... La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe Profanai și vă dorim o zi plăcută în continuare. La revedere. Adi, nu e așa că lecția de apicultură este fascinantă? Da. Nu sunt niște lucruri atât... Și la matematică tot la fel este. Atât de interesante sunt lucrurile și acolo. Să mă crezi, Adi, dar ți-o spun din suflet, cu toată convingerea. Eu trăiesc tot așa, la aceeași cotă, se vede, domn lecția profesor. Și la matematică. Când povestesc aceste lucruri și când descoper, astăzi m-am simțit ca în al nouălea cer, cum o fi în al nouălea cer, cum se zice, când am pus la punct modul în care trebuie să te... ce atitudine trebuie să ai tu în fața unei probleme. Da? Atitudinea aceea de învingător, de reușită, de la bun început. Ce cunoștințe trebuie să ai. Deci cum trebuie să te apuci de o problemă. Astea sunt lucrurile importante. Și nu uitați să vedeți matca... 2012, mai, iunie și... Mai, da. Și iunie, acolo scrie titlul, dar vedeți mai multe filme de acolo și o să vă placă foarte tare. Și nu uitați, dați share și like. Share și like, contează obligator. Foarte mult.